găsit, stimați telespectatori! Astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră. De când facem noi emisiunea Supraviețuitor în jungla urbană, ne-am propus să umblăm în țară, să găsim cluburi și să găsim oameni talentați care au grijă ca cei din orașele respective să învețe tehnici de autoapărare. Emisiunea de astăzi am realizat-o cu sprijinul clubului Aikido din Constanța, care l-are ca antrenor principal pe Ion State. Și dacă am venit la Constanța, să știți că primul lucru la care m-am gândit a fost că cel mai simplu, în ceea ce privește găsirea unei vedete, ar fi să iau pe cineva, evident, din Constanța. N-am găsit chiar din Constanța pe cine am vrut eu, dar am găsit, aproape de Constanța, la Năvodar, l-am găsit pe cine altul decât pe Laurențiu Duță. Ei bine, Laurențiu Duță rămâne în continuare unul dintre preferații noștri. Și nu puteam să nu-l aducem în sală, mai ales că eu aflasem de la un prieten că Laurențiu, când a fost mai tânăr, a făcut judo. Puțină lume știe acest lucru, că Laurențiu a făcut judo. Așa că, în câteva secunde, Laurențiu va veni lângă noi. După ce o să trecem de Laurențiu, o să avem o rubrică dicționar de Aikido, iar la sfârșitul emisiunii avem, evident, rubrica de concurs. Deocamdată, să fugim după Laurențiu, să-l aducem în sală și să facem încălzirea. Spuneam că în Constanța, în mod cert, o să ne întâlnim cu Laurențiu Duță. E adevărat că n-am ajuns până la Năvodari, am ajuns în Constanța. Laurențiu acum e în mare agitație cu proiectele lui personale, despre care nu o să vorbim în cadrul emisiunii noastre, avem alte emisiuni. Pe Laurențiu l-am surprins aducându-l la emisiunea noastră, întrucât știam noi de mai demult că a făcut judo. Da, în copilările mele chiar, deși... E o surpriză inedită că nu că știam că tu nu ești așa plin de mușchi și de... Nu, că azi mă voi îmbrăca după atâția ani cu kimonou. Câți ani aveai, Laurențiu, când făceai judo? Am făcut judo de la... Sper să nu fac o greșeală, de la 12 ani la 14 ani sau 15 ani. De la 12 la 14 ani. 2-3 ani am făcut, da. 2-3 ani. Am ajuns până la... Urma să-mi iau centura portocalie. Ai lucrat, ai făcut cădere, ai făcut totul. Da, sigur că da. Procede, tot ce ai făcut de toate. Laurențiu, să facem... Făcut, dar și noi sunt, dacă nu credeți. Suntem pe tatami acum. Deci știe tatami. Da. Cu Laurențiu să lucrăm, stimați respectatori, trei tehnici foarte simple, cum am făcut cu toate vedetele noastre invitate. O să lucrăm trei tehnici extrem de ușoare, care sunt pretabile străzii și care pot fi învățate de oricine dintre dumneavoastră. Deci lucruri extrem, extrem de ușoare și de simple. Cât mai simple posibil, astfel încât dumneavoastră să rămâneți cu ceva. Și acum, Laurențiu, o să-ți arăt o primă tehnică. Ok, da? Sorin. Bun, hai să vedem. O să invit din colegii mei să vedem. O să trebuie să stai într-o parte. Da. Florian, te rog. O primă tehnică, stimați respectatori, se referă la atacul de pumn. Deci, pe stradă este extraordinar de obișnuit acest atac de pumn. În general, el vine normal, în neprevăzut. Vorbește cu el, vorbește și deodată îl lovește. Deci, cam așa e la noi România. Bine, la noi România mai vine și din spate. Adică, da, asta e o altă discuție. Pentru acest lucru o să facem o tehnică extrem de ușoară și de simplă. În momentul în care atacul pleacă, nu fac altceva decât să mă apăr. Corpul coboară și ridic ambele mâini. Deci, totdeauna la loviturile din față aveți două variante să vă apărați. Fie ridicați mâinile aici, fie atunci când vă lovește, blocați așa. Sunt două sisteme, depinde cum vă obișnuiți, nu este unul mai bun și unul mai rău. Amândouă sunt bune. Totul este să reacționez. Mă apăr, atâta fac, mă apăr. Cobor centru de greutate, mă apăr. În acest moment, după ce mă apăr, când a lovit, nu fac altceva decât să vin lângă el și ușor, pentru că are un picior, să-l dau jos. Este un procedeu extraordinar de simplu. Laurențiu, dacă a făcut judo, își aduce aminte așa, privise, că se cheamă osotogari. Da. Osotogari. Da, deci da. Foarte ușor, mă apăr, iau piciorul și-l dau jos. Laurențiu, okay. Hai să vedem. Hai să vedem cum merge. Încercăm. Foarte încet. În reluare la început. În reluare. Foarte încet. Ok.
foarte bine. Hai să... foarte bine. Dar deja ai prins curaj acum. Deja ai prins curaj, că la rugi din ce în ce mai bine. Bravo, Laurențiu. Uite, vezi că este... Deci, e o nimica toată. Foarte important este să ajungi la picior. Mulțumesc pentru vizionare. Trecem la un... Laurențiu, trecem la, un al doilea exercițiu. Da. Prezentăm o altă tehnică. Lovitură de picior. Maua și Gheri, în general, loviturile de picior sunt foarte dese pe stradă. 90% din cei care lovesc cu piciorul habar n-au să lovească. Aha. Deci 90% din cei care ceva ne amenință vin cu piciorul și cam ce au văzut pe la fotbal, pe un teren, pe undeva, vin și dau și ei cu piciorul. Okay. Puțin sunt cei care lovesc corect, iar cei care lovesc corect și sunt sportivi profesioniști, n-o fac golănește. N-o fac pentru acest lucru. Deci, cei care sunt sportivi rămân în sală. Corect. Golanii fac altceva. Și atunci, la acest atac, foarte simplu, foarte ușor, de picior, Maua și Gheri, nu fac altceva decât să lovesc în piciorul de sprijin. Foarte ușor. Este foarte ușor. Lovitura se dă cu latul piciorului. Exact. Și nu se lovește decât în partea de sprijin. Atât. E foarte ușor. Hai să încercăm, Laurențiu. Hai să vedem. Exact. Exact. Și acum... Perfect. Dar caută, caută să fii cât mai aproape de el. Ah, ok. Dacă el e ferm pe picior, nu poți să-l dai jos. Deci este clar că trebuie să dai un pic... mai tare ca să-l dai jos, da? Bine, n-am experiență să nu fac vreo bocără, mai bine mai. Încetul, el știe să colaboreze, da? Ok. Așa, încă o dată, Laurențiu. Dar nu cu stângul, nu cu dreptul, cumva? Invers. Invers rotește-te când te lovește și cu stângul. Și cu stângul. Exact. Învățăm. Super! Eu o să propun, stimați spectatorul, să-i propun lui Laurențiu... Un atac verbal. Un atac de armă, e ok? Nu, verbal. Un atac verbal. Aici, asta e mai, aici e mai grea lupta. În general, cel mai bine e să le eviți. Corect. Deci totdeauna orice... Totdeauna tot ce ține de atac. Orice confruntare, dacă se poate câștiga înainte să înceapă, e perfect. În afară de confruntările politice. Da, asta sunt permanente. O să-i propun lui, Laurențiu un atac de armă, pentru că sunt atât de uzitate, iar cea mai folosită armă la ora actuală pe străzile din România este cuțitul. Deci va veni un atac de cuțit de sus să-mi ia gâtul, cum vrea el, deci oricum va veni atacul în zona de sus, da? Vine aici, poate să-mi ia gâtul, poate să mă taie. Deci, lucrurile sunt clare. Foarte ușor, Laurențiu. În momentul în care mă atacă, mă mișc cu el și nu fac altceva decât să-l împing pe umăr. Atâta. Mă mișc odată cu el. Deci, foarte ușor. Mă mișc odată cu el. Este un atac extraordinar de des întâlnit, din păcate, și e foarte eficient. Totul e să ai stăpânire de sine, bănuiesc. Exact. Dacă te pierzi, te... Nu avem voie să... Pe stradă, o confruntare se termină în maximum 3 secunde. Deci o confruntare pe stradă, stimați spectatori, durează maximum 3 secunde. Decizia se ia în prima zecime de secundă. Sunt 3 factori care totdeauna în luptă ne ajută. 1. Stăpânirea de sine. 2. Strategia. Da. Și 3. Decizia de a nu te pierde. Asta e important, da. Foarte important. Deci avem o strategie, avem o tehnică și avem momentul în care nu ne pierdem. Deci secunda 01. Acolo suntem. Și acum o să te rog să lucrezi acest atac de cuțit foarte ușor. Stai, întâi în reloare, ca să știu dacă am... cu asta parcă? Sau cum? Așa. Și cu asta te împing așa. Cât de cât. Data viitoare o să iasă mai bine, sper. Bine, încă nu am mișcările, coregrafia vine... Coregrafia! Că tot e termenul tău, coregrafia. Am, trebuie să... Ai acasă juniori.
Am o fetiță, da. O fetiță care trebuie la o anumită vârstă să înceapă să facă și ea sport. Știu. Neapărat. O să facă cu siguranță. Neapărat, Laurit. Cam de la ce vârstă? 4 ani. Important. 4 ani. De la până la 4 ani poate să facă not. Și așa o poate... listă de 3-4 sporturi? Să nu spună lumea poate că... să facă not, poate să facă tenis, poate să vină... Și la aikido, bineînțeles. Poate să vină și la aikido, poate să facă și gimnastică, și gimnastică aerobică. Dar... ideea este că de două ori pe săptămână, dacă reușești să aduci copilul să facă ceva într-un cadru organizat, crește mult mai sănătos, învață să lucreze cu ceilalți, învață să respecte partenerii, învață că nu atrage de codiție e soluția, că și mâine trebuie tot cu el să lucrezi și dacă m-am tras de codiția și m-am certat, mâine n-am cu cine să mai lucrez, că suntem dreptate. Supărați. Și atunci, cam de la 4 ani, fetița cam poate să vină ce să lucreze. Să spun că pe mine m-a educat foarte mult judo. Judo te-a educat. Foarte, e un lucru... mult a fost... Mai zi odată să audă telespectatorii, mai zi odată ce ai zis acum. Vreau să spun că pe mine judo, sportul, între 12 și 15 ani când l-am făcut, m-a educat foarte mult. Foarte, mi-a ajutat foarte mult. Respectul de sine, respectul față de semeni. Foarte important. Pe cuvânt. Cum te simți? Cum te-ai simțit azi, Laurențiu? Doar faptul ăsta că ți saluți... partenerul. Da. Înaintea luptei... e un mare lucru. Da, și... vrei să fii disciplinat. Așa este. Da. Laurențiu, îți mulțumesc că ai venit și ți-ai rupt din timpul tău. Eu sper ca exemplul tău să fie urmat și de cei care, din păcate, atât de rar ies din casă să facă sport. Oricum, ideea este că dacă, la un moment dat, tatăl meu, eu făceam și muzică și sport, și judo. Și la un moment dat neglijasem chitara, că făceam chitară clasică. Și taică mie mi-a spus... deci tata îi devine că eu sunt cântăreț, altfel aș fi rămas judocan. Deci vă zic sigur, eu dacă ar fi să aleg, alegeam judo. Da, acum îmi pare. Iubeam în egală măsură și sportul și muzica, și dar un pic mă îndreptasem către sport mai mult. Și tata a spus, Daur, ai grijă că totuși vii din familie de muzicieni, taică-mi fiind așa. Și mi-a fost greu o perioadă, am mers pe ascuns la sală, fără să știe tata vreo câteva luni. Și până la urmă am rămas cu muzica, îmi pare rău, că le iubesc în egală măsură. Dar dacă ar fi fost la mintea mea de atunci, din adolescență, la vârsta mea de atunci, atunci aș fi ales judo. Și să nu uităm, stimați respectatori, că Laurențiu va avea nevoie în scurt timp să-și mențină forța fizică, deci probabil că o să mai ajungă pe la sală. Cine știe la care, dar o să mai ajungă pe la sală. Da. Să știi că o să încep cât de din nou fitness-ul. Eu foarte mă bine. Apuc, iar mă las că, din cauza programului, dar cel puțin câteva luni pe an întotdeauna. Mai e foarte bine. Pentru sală. Mulțumesc mult, Laurențiu. Și eu mulțumesc, Sorin, și mulțumim mult succes colegilor tăi.